Astăzi la Multidufan vei vedea situații interesante din clasă. Spune-ne în comentarii dacă ai pățit la fel și dacă ți-ai recunoscut colegii sau colegele în personajele noastre. Pornim! Hei, ce faceți? Jess, mișcă-te! Aici stăm eu și Emma! Cum să nu? Stați în altă parte! Am so! Emma, mereu vom fi aproape, oriunde am sta! Râdeți de mine? Luați-vă mâinile! Îți trimit un pupic! Ce drăguț! Mulțumesc! La ce să mă mai gândesc? Cred că Emma se va bucura de un bilețel! Contează să-l primească mai repede! Jess, poți să-i dai asta Emmei? Ce sunt eu aici, poștaș? Emma, pentru tine de la Ted! Uimitor! Ted și eu te iubesc! Mulțumesc mult! Trebuie să-i trimit și eu ceva! Ted, am un bilețel pentru tine! Jess, dă-i-l, te rog! M-am săturat de asta! Emma, draga mea, și mie mi-e dor! Și asta nu e tot! Vreau să-ți mai trimit o scrisorică! Jess, dă-i-o! Ajunge! Stați unul lângă altul! Altfel voi înnebuni! În sfârșit voi fi aproape de tine! Emma! Timpul să-mi scot toate cele necesare! Caiete, pixuri, manuale... Perfect! Le am pe toate! Bună, Lily! Ce mai faci? De când ți-am văzut coșul, mi-e mai bine! Ești așa nostimă! Coș? Unde? Exact în vârful nasului! Nu! Orice, dar nu asta! Nu pot suporta! Trebuie să-l acopăr mai repede! Și chiar mi s-a împrăștiat și rimelul! Sigur am ceva folositor în penar? Exact! Nu am uitat nici rujul? Bravo mie! Păcat că încă mi se vede coșul! Trebuie să-l acopăr mai bine, să nu-l observe nimeni! Ajunge! Nu mai e aer aici! Încetează! Acum arăt minunat! Nu se mai vede niciun coș! Uf! Mereu strănut de la pudră! Suzy, de te-ai vedea? Acum ești plină de coșuri! Ce? Ajutor! Ce să mă fac? Nimeni nu trebuie să mă vadă așa! Plec de aici! Ce oribilitate! Ciao, ciao! Iar eu îți voi căuta căștile! Dar sunt prea roz! Le voi face mai potrivite! Uite așa! La dreapta, acum la stânga, în sus... Tare! Am adunat toate monedele! Emma, ești la oră! Emma, ce mai e și asta? Nu suport telefoanele la oră! Aici trebuie să învățați, nu să vă jucați! A plecat! Timpul să mă joc pe al doilea telefon! Emma, râzi cumva de mine? Ți-am zis, fără telefoane! Nu mă face să-ți pun un doi! Credeți că asta e tot? Mai iam un telefon! Emma, dă-mi-l! Ce m-am săturat! De unde ai atâtea telefoane? Ce plictiseală! Și telefoanele s-au terminat! Iar, mi-a venit o idee genială! Suzy, vrei să jucăm X și Zero? Nu pot, suntem la oră! Plicticoasa! Trebuie să-mi iau rapid manualul din dulăpior! Dar trebuie să nu le trântesc pe toate!
sigur nu am nevoie. Ce burger mirositor! Am nevoie doar de o carte! În sfârșit! Au! Maică, n-am picat! De unde atâta gunoi aici? Tu ești! Sunt lucrurile mele! Ia-le de pe jos! Nu pot trece de ele! Le iau imediat și le voi pune în dulăpiorul meu gol, unde nu e nimic în plus. Doar de burger nu mai am nevoie. Duhnește! Iar de chitară am nevoie. Ce îmi doresc să cânt? Ador să cânt la chitară! Uimitor, Lily! Tu nu ai un dulăpior, ai o groapă de gunoi! Aruncă mizeria asta! Nu e mizerie! Am nevoie de toate lucrurile astea! Ce interesant! Într-atât de interesant încât te-ai gândit să mănânci creionul? Încă mai am nevoie de el. Deși nu cred că după asta voi mai pune mâna pe el. Monica, de acum te voi numi mâncătoarea de creioane. Și de unghii. Ce scârboșenie. Cât îmi doresc să dorm. Da, caște-i niște ciarcăne teribile. Bei cafea. Ai mers la somn foarte târziu. Iar mie mi s-a rupt vârful! Suzy, ai o ascuțitoare? Se pare că a dormit. Grozav moment pentru o farsă! Am nevoie de un marker! Acum Suzy nu e o domnișoară, e un adevărat domn! Timpul să o trezesc! Hei, trezește-te! Ce-ți trebuie? Vreau doar să dorm! Ce mai e și asta? De ce am negru pe față? Ce haios! Mi-e lene și să mă șterg! Vreau doar să dorm! De când stăm aici? Nici măcar nu am mâncat! Timpul pentru prânz! Poate nu-i nevoie? Suntem totuși la oră! Doamna Green va vedea și nu îi va plăcea! Ce se petrece aici? Cred că am auzit pe cineva mestecând! Jess, ridică-te! Trebuie să văd ceva! Așa deci! Aici e un întreg depozit de mâncare! Jess, nu ți-e rușine? Ești la oră! Mi-era doar foame! Bună, prietenă! Bună! Ce dor mi-am fost! Ești gata să mergem la oră? Da! Suntem așa prietene bune că avem și caiete la fel! Eu zic să fixăm momentul ăsta! Să facem o poză ca cele mai bune prietene! Minunat! Suntem grozave! Ce mai? Timpul să învățăm! Cele mai bune prietene au venit la școală! Și încă un selfie! Suntem grozave! Abonează-te la Multidufan ca să nu ratezi astfel de provocări neobișnuite și grozave! Și nu uita să ne spui în comentarii care dintre eroii noștri de azi ți-a plăcut cel mai tare! Pe curând!